Bună ziua, dragii mei telespectatori Casa Iubirii! Acest vlog îl dedic individei la pizza, la puța, pentru că și chiar am să vă rog să îi dați raport pe contul de TikTok la pizza 002. Nu de alta, dar și-a permis să pună poze cu ai mei copii, cu ai mei nepoți, acuzând-o pe fiica mea și pe mine că fata mea mai are o fată care o ascund și că a făcut-o la 14-15 ani. Din punctul meu de vedere, femeia asta ori are ceva la... Nu, da, are sigur. N-are nimic la picioare, la cap are ce are. Cine m-a urmărit pe mine de la bun început, știu acest lucru, că fiica mea are 3 copii. Că fiica mea s-a măritat destul de tânără, însemnând 18 ani, dar, măi, la pizza ce să-ți fac? Femeile frumoase, știi că e o vorbă din bătrâni, dacă nu ești măritată până în 18 ani, greu te mai ia cineva, pentru că începi să-ți arăți caracterul și dacă ești și urâtă, uite, la fel ca voi, vă măritați după 30 de ani, stă cu voi un an, doi, vă mai trag și 2-3 copii, după care vă lasă la gara obor. Cei care m-au urmărit pe mine de atâția ani știu și, apropo, ca să faci o socoteală, vârsta fetei Mădălinei ai ghicit-o. Vârsta nepoatei mele nu ai ghicit-o, dar îți dau o ecuație de făcut. Este în clasa 6. Ca să înțelegi. Și ce vârstă i-ai dat tu nepoatei mele? Este prea frumoasă, este top model, este balerină și tatăl ei nu vrea să fie afișat. De ce? Că acum începe să devină domnișoară. Dar atâta răutate ai în tine, că de asta te lasă bărbații, de asta bei, de te îmbeți și rămâi pe străzi și urli și scoți cârnații din tine, că tu crezi că eu sunt la fel ca tine. Chiar dacă, ferească Dumnezeu că sunt cazuri, sunt fete cu minți care au parte de băieți mai puțin simțiți să le lase cu copiii în brațe, să le bată, să le umilească, acele fete trebuie să pună piciorul în prag și să fugă cât mai departe de acei băieți. La fata mea nu s-a pus problema și mă bucur și mă rog la Dumnezeu pentru toate fetele și crede-mă că dacă fiica mea pățea că orice poți să dai la copii, mai puțin soartă și noroc, pățea aceste lucruri, eu spuneam că nu e nimic grav. Grav este să accepti ca a ta fiică să stea într-o relație vicioasă, într-o relație toxică. Și încurajez toate mamele să nu-și lase fetele în relații de genul. Sunt cazuri când mamele fac orice să le despartă, dar ele să le ia de acolo, dar ele nu vor. Dar faptul că tu ți-ai permis să inventezi despre fiica mea, care are un bărbat de nota 20, care a ținut-o în școală, care acum au afaceri, este o femeie demnă de tot respectul, cine mă cunoaște știe și mai ales cei care au vorbit cu mine în privat, știu ce fel de familie am. Iar tu s-a văzut cu ochiul liber că ești anti-familie. La tine este dezmăț. În primul rând, faptul că ți-ai permis să te iei după metastază online, care și aia e o femeie blanjoică,
și vă dați, femei cu casă, femei cu familie, s-a văzut că voi credeți că nu există și familie închegată. Și că toate fetele și toate femeile sunt ca voi. Încă o dată, mie îmi pare bine ce ai făcut, ai arătat ce caracter ai. Tu mai ești femeia aia care, exact ca toate curbele, care strigă și arată cu degetul, uite curbele, în condițiile în care voi sunteți la drece. Și cu kilometrajul dat peste cap, sunteți deja la remat. Cum îți permiți tu să vorbești de mine că eu jignesc concurenții în condițiile în care tu o faci pe Bia una cu pământul, pe Patrick una cu pământul și pe ceilalți care vă deranjează caii? Tu, dacă erai o femeie corectă și aveai principii sănătoase de familie, nu susțineai un jandarm care nu și-a văzut copilul de 4 ani, dar în schimb îți permiți să vorbești de copiii mei, de nepoții mei. Și chiar vă rog frumos, dragii mei telespectatori, să vă dați și dumneavoastră cu părerea dacă vi se pare corect ceea ce face această individă care este dependentă de șat după șat, care am înțeles că al ei bărbat nu mai suportă, și acea metastază care îmi caută mie, măi, nu mai căutați scheleți, măi, întrebați-mă pe mine. Întrebați-mă pe mine că sunt atât de asumată încât să vă spun tot. Repet, am mai spus Dana Andrei că una din nepoata, Selena, are Alzheimer, nu Alzheimer, nu mai știu ce boală, autism. Nu, și dacă avea, care era problema? Care era problema? Eu puteam să-mi asum lucrurile astea. Eu sunt asumată față de voi. Voi vreți să îmi scoateți scheleți și să spun ceea ce vreți voi. N-aveți cum. Că se vede un om rațional, își dă seama după fețe, dar voi nu aveți curaj să vă arătați fețele de boschetare. Pentru că toată lumea atunci își dă seama cât de familiste sunteți și cât de doamne sunteți. Eu, pentru că nu am nimic de ascuns și recunosc și sunt asumată cu viața pe care o am, n-am avut nimic. Am luat-o de la zero, de la lingură și furculiță. Am muncit până am intrat în spital. Dar acum să vin să spun că n-am ca să te simți tu bine la pizza, mi se pare că atrag pagubă. Și că nu sunt mulțumită. În primul rând sunt mulțumită de mine și de munca pe care am prestat-o și o prestez în continuare. Pot să dorm liniștită pe pernă și să-mi strâng bărbatul în brațe, ceea ce voi nu o să puteți. Și voi sunteți genul ăla de femei care nu înțelegeți că sunt și femei și familii care sunt închegate și ceea ce fac eu, fac benevol, că s-a nimerit să iau 2-3 lei, dar nu știu, nu mă interesează, pentru că Dani se ocupă. Eu nu fac pentru bani. Dar tu nu poți să înțelegi lucrurile astea și nu cunoști oamenii. Fapt că tu acum o susții pe Virginica și de când te știu, ai susținut doar răutatea. Da, am susținut-o și eu pe Nona, ca tine. Dar neștiind ce caracter are. În momentul când i-am văzut caracterul, m-am dezis total de ea. Că asta înseamnă să fii femeie. Pe când voi, nu. O aud pe Viorela Liz, dragii mei telespectatori, dragii mei concurenți, mare atenție. O aud ieri pe Viorela Liz că spune că ieri n-a putut să facă live ca asta să o promoveze pe Virginica pe toate grupurile. Ce v-am spus? De mult. Vedeți că sunt 3, 4, 5 pupeze care postează în continuu a la lung să-și scoată concurenții cei mai votați și cei mai plăcuți de public. Chiar îndeamnă pe live-ul ei, postați și distribuiți
postările mele că poate din atâția oameni se mai găsesc 2-3 inși să o voteze pe Virginica. Cam asta e strategia lor. Să posteze, să le facă ode, știți că și cu Sorinache, că poate se mai găsește un telespectator care se lasă păcălit și bagă mâna în buzunar și plătește răutatea și votează minciuna. Fapt că Virginica ieri a arătat lumii întregi cât de parșivă este. Ea i-a spus Cristinei că băieții a făcut-o accesibilă în condițiile în care nu a fost așa. Cristina l-a acuzat pe Patrick că Patrick a făcut-o. Și nu este așa. Și bineînțeles că doamna Mantea a spus nu, Virginica a spus că ești accesibilă. Și Virginica a pus-o pe Cristina să se ducă la robiță și să-i strice imaginea și mai rău. Cristina spune, Virginica știe de ce plâng, la care ea nu știu. A, am crezut că ți-ai dat seama. Păi vedeți pe cine votați, mă. Vedeți pe cine promovați, mă, că sunt, este la fel ca voi și că vă regăsiți în femei de genul ăsta. Întreabă doamna Mantea, cine a spus în emisiune că, sau care e fata aia, care se dă în casă că nu vrea nimic și afară ar face de 100 de ori? Cine a spus? Și ce vedem? Că Virginica se face mică și nu recunoaște. Dar doamna Mantea ieri, dacă ați fost deștepți, a scos în evidență caracterul ei, că e mincinoasă, că vorbește, atacă, după care se retrage în brlog și se dă nevinovată, iese după două zile. Eu n-am spus nimic. Păi asta e parșivitate. Iar voi asta susțineți, pentru că astea sunteți. Voi mă acuzați pe mine de multe, dar de fapt sunt faptele voastre, nu ale mele. Și eu sunt singura care vin și vi le arunc în față și vă spun, sunteți mincinoase, sunteți rele, susțineți răutatea. Garcea, la fel, ca tanti Geta. Că vă luați concurenți după caracterul vostru, că vă regăsiți în ei. Eu nu am niciun concurent, știe toată lumea. Dacă mâine greșește, dau cu el de toți pereții, pe când voi niciodată. De ce? Că așa sunteți create. Să fiți rele, să fiți mincinoase, să fiți false, să vă dați ceea ce nu sunteți. Eu da, chiar sunt justițiar. Și eu îmi asum tot ce spun și am curaj să vin și să spun da, m-am înșelat, cum a fost în cazul Nonei, cum a fost în cazul lui Moldo. Acum îmi place de Moldo, că e corect, că le spune pe față, că a spus cu voce tare. Voi ați vrut să o eliminați pe Teodora. Eu cred că e strategia voastră să o faceți cu capul pentru finală. Virginica și cu Cristina și cu Giulita. Scopul lor primul era să o facă pe Teodora să iasă din peisaj. Și bravo lui, acum îmi place. Ca să vedem că Moldo începe să vorbească și ce fac astea, încep să-l acuze și pe Moldo. Moldo este un frustrat, mai ales la Ciobanu. Moldo este un frustrat că a fost refuzat de Cristina. Păi Virginica l-a pus. Ca să facă materiale cu robiță. Și să fie și ea pe cadru. Dar vor avea timp oamenii până în finală să vă vadă caracterele, pentru că sunteți atât de rele și atât de slabe ca înger, că vă veți da singure de gol. Iar ceea ce vor susținătoarele voastre să vă promoveze pe grupuri, dragii mei telespectatori, în momentul când veți vedea că se promovează și se lucrează la promovările lor duble, câte 30 pe secundă, să știți că au făcut fapte rele în emisiune. Și atunci vor să dea iluzia optică că e plăcută, că sunt plăcuți de 11.000
de telespectatori, că ei, ele au 11.000 de conturi și comentează și dau like-uri. Mamă, ce plăcută este Virginica! Nu, la mine veți vedea adevărul. Câți oameni o plac, câți oameni nu o plac și pe toți concurenții. De ce? Că este un live și un canal mixt pentru toți telespectatorii care să-și spună părerile. Și eu pot să vorbesc cu oricine. În schimb, ele nu. N-ai voie să le contrazici. N-ai voie să nu spui ce spun ele. Că atunci te blochează. De asta s-au și adunat toate. Asta e. Iar Iasmin, acum, încearcă să se împrietenească iar cu ele, că vede că luptă cu prea mulți. Dar, din punctul meu de vedere, Iasmin, un mare dislike, asta înseamnă că nu ești puternică. Și că vrei să lupți în gașcă. Nu. Un justițiar adevărat luptă singur. Care sunt ca el, corecți, veniți în spatele meu. Dar ca să mă dau eu după voi, niciodată. Chiar dacă rămân cu doi telespectatori. Scopul meu nu e să am urmăritori. Scopul meu este să fiu auzită de cine trebuie și ascultată de cine trebuie. Cam asta e diferența între mine și voi. Iar tu, la puța, îmi pare rău, dar ai descoperit apa caldă. Crezi tu că ai descoperit apa caldă. Și tu și metastază. Mai căutați că n-aveți ce să găsiți. Credeți-mă. Sunt atât de asumată încât vin eu și spun dacă în caz e ceva. Dar de moment, mulțumesc lui Dumnezeu, sunt prea curată la suflet și Dumnezeu mai dă omului și după suflet. Vă pup, la revedere, cu drag, a voastră, Pandele Laura. Să-ți fie rușine la pizza că ești mamă.